Salut și bine ați venit la un nou video. Întrebarea de astăzi este: îți trebuie liceul sau bacul pentru meseria de șofer de tir? Adică pentru meseria de șofer profesionist. Bineînțeles că și eu mai folosesc chestia asta cu șofer de tir, deși nu e ok să zic șofer de tir, dar mă folosesc pentru că e o expresie foarte bine înțeleasă de toată lumea și pe scurt, șofer de tir, șofer profesionist de camioane, e mai complicat. Da, îți trebuie bacul sau liceu? Nu îți trebuie nici bac, nici liceu. Trebuie, eu cam dată, cel puțin, îți trebuie o cunoștință de a citi și de a scrie. Cam astea sunt ceea ce ai nevoie. Să știi să citești, să știi să scrii, să fii apt din punct de vedere psihologic pentru analizele medicale, adică atât psihologic cât și medical, să fii apt din punctul ăsta de vedere și să înveți examenele. Asta e, eu cam dat, în momentul ăsta în care filmez eu, asta se cere. Într-adevăr, am auzit școli de șofer sau tot felul de, cum îi cheamă pe aia, instructori, care solicită pentru că se bazează pe niște zvonuri. Voi puteți intra pe DRPC și citiți acolo legislație, dacă, adică noutățile, că pe la site-uri de astea am văzut și eu tot felul de baliverne, că trebuie liceu, că trebuie 10 clase, că trebuie nu știu ce. Dar nu este deocamdată. Da, într-adevăr, se discută de foarte mult timp despre lucrul ăsta să se implementeze. Cred că prin 2017 se discută, dar încă nu a intrat legea în funcțiune. Nu s-a publicat nicăieri, nu există ceva de genul ăsta. Deci se poate, dacă ai 8 clase, da? Poți să mergi, îți faci analizele medicale, te înscrii la școala de șofer. Posibil și la școala de șofer să ți se zică: bă, dacă nu ai ce știu ce studii de cere, nu te poți înscrie la noi. Da, dacă nu te lasă să te înscrii, te duci la altă școală de șofer. Dacă nu te lasă în orașul în care ești, tu te duci în alt oraș. Bine, ar fi ideal să cunoști orașul respectiv, dar dacă nu te lasă, adică nu vrea să te înscrie sau ești într-un orășel mai mic și nu găsești acolo o școală de șofer cu care să poți merge mai departe, duci în alt oraș, da? Și îți faci școala de șofer, te duci, că îți dai seama, la școala de șofer de câte ori te duci? Te duci de 3-4 ori la legislație, te duci de 3-4 ori la condus, că nu e ok așa ceva, dar cam așa se face. Și te duci cu cineva cu mașina, poate ai pe cineva în familie sau știu eu, poate vorbești cu cineva să te ducă. E un pic mai ușor. Sau poate că ai un mijloc de transport. Te duci cu un mijloc de transport. Nu e un comun, un tren, un autocar, știu eu ce. Stai la Iamăneni. Faci un sacrificiu. N-ai ce faci. Decât să renunți la ideea asta. Deci mie mi se pare un lucru foarte, foarte important să ai școala de șofer. Să ai permisul. Și da, dacă nu ai bacul, dacă nu ai liceu și vrei să faci școală de șofer, ar fi bine să o începi cât mai repede și să o faci, pentru că nu știi niciodată ce le se pune pe tărtăcuță la ăștia de la conducere, să schimbe legislația și să chiar să nu mai poți face după, adică poate o să-ți pară rău, să zici: bă, ia uite mă, dacă o făceam anul trecut, da? Sau acum 2 ani, când am vrut, acum aveam permisul, dar acum nu se mai poate, că nu știu. Deci eu o recomand la toată lumea, deci cine vrea să facă școala de șofer, să aibă permisul, recomand să se înscrie și să treacă la fapte, nu să se uite că bă, că nu știu ce, ăla auziți așa, ăla auziți pe dincolo, nu. Treci la fapte, te înscrii și treci la fapte, pentru că, în primul rând, după cum am zis, legislația se poate schimba de la o lună la alta, sau chiar de la zi la zi. Într-adevăr, asta cu domeniul transporturilor și rutier se schimbă destul de greu.
unul cu altul, șoferi, cu legislații, cu astea se schimbă puțin și greu. Adică nu se schimbă toată ziua, că bă, azi e albă, mâine neagră. Azi ai voie cu 50 în localitate, mâine ai voie cu 80. Se schimbă puțin. Băi, da. Am macara asta și... Avea și o tijă de aia, nu știam, ba, am trecut de cabine, dar nu știu tija aia în față cât se lungea, știi, și nu știam dacă să intru sau nu în față. În fin. Deci cam asta e chestia. Dacă vreți, înscrieți-vă și nu o să vă pară rău. Am mai vorbit despre școala de șoferi și în alte videoclipuri și am recomandat plăți în rate dacă nu vă permiteți să o faceți. Împrumutați-vă dacă nu aveți suficienți bani și nu se poate plăti în rate. Dar ideea este că trebuie să faceți rost de permis. Așa cum nu se mai poate în ziua de azi. Bine, nu se poate, se poate, dar e foarte greu să trăiești ca om între oameni. Dacă nu ai acces la internet, dacă nu ai un telefon mai inteligent, dacă nu ai calculator cu acces la internet, deci dacă nu le ai pe astea, e destul de greu să fii cât de cât la curent cu ceea ce se întâmplă în lume. Și la fel consider că este și cu permisul. Dacă nu ai permis un buzunar, îți va fi, dacă nu ți iese deja, îți va fi destul de greu să te acomodezi în lumea asta și să faci ceva. De ce? Pentru că ne-am învățat noi așa cu mașina, da? Să mergem oriunde, să mergem oricând, la orice oră, decât să iau autobuzul și să ajung la 12:30, mai bine mă urc în mașină și am ajuns la 11:15. E o diferență probabil de o oră și ceva, poate nici atât, dar ajung când vreau eu și pornesc când vreau eu și îmi duc cât bagaj vreau și nu strănută nimeni pe mine, știi? Sau dușește sau chestii de genul, nu trebuie să-i suport mirosurile la nimeni și așa mai departe. Stăferul, e vorba de confort aici. Dar partea bună, că pe lângă confort, șoferul, indiferent că e șofer pentru, adică posesor de categoria B, că e posesor de categoria C, E, D, orice altă categorie, dar mă refer B, C, E, D. Deci astea, categoriile astea îți pot aduce bani. Poți să-ți câștigi pâinea cu aceste categorii. La categoria A sau la categoria B1 și alte astea, acolo nu știu ce zic. Mie mi se par hobby-uri, dar B, C, E, D, astea îți aduc bani. Astea, sigur, îți pot aduce bani dacă îți și place cât de cât. Deci dacă vrei să faci școală de șofer, nu da cu piciorul. Mai ales dacă, să zic, ești la limită cu partea asta de studii, nu da cu piciorul. Fă-ți, înscrie-te, caută, fă tot posibilul, obține acel permis și după aia ți-ai luat o grijă și cu siguranță nu o să-ți pară rău. Aici o să mă opresc, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Suntem în Olanda, aproape de Arnhem. Am mai făcut un videoclip în zona asta. Era verdeață mai multă pe vremea aia. Dacă vă place ce vedeți la acest canal sau ce vedeți pe acest canal, vă invit să dați un like, să vă abonați pentru a fi la curent și următoarele videoclipuri care urmează să fie postate. Și dacă vreți să susțineți canalul, puteți să o faceți devenind membri. Vă mulțumesc pentru vizionare, să ne vedem, să ne auzim cu bine, salutări, o zi frumoasă!